S-au depus foarte multe sesizări, n-aș ști să spun numărul, știu doar că sunt foarte numeroase. Cei care ne-au răspuns au fost într-adevăr cei de la DSV, un răspuns, un fel de praf în ochi, dintre toate neregulile pe care noi le-am sesizat. Este o plângere foarte bine documentată, cu argumente și dovezi, A iar spus că totul e în singurul, regulă. Așa spun și că o și la singură Hergelia din problemă a fost, Izvină. o singură problemă a fost. Adăpostul este suprapopulat. DSV, ca și măsuri pe care le-au sugerat adăpostului, a fost să construiască padocuri adiționale unde să se poată caza încă cel puțin 100 de câini. În schimb, chiar înainte să vin în emisiune, am citit o știre. Măsura pe care cei de la Danifer au preferat să o ia pentru a rarefia puțin numărul câinilor din adăpost a fost să eutanasieze 50 de câini. De unde? Nu știu. La care aș putea să adaug multitudinea de mesaje pe care am primit-o ieri, prin care am aflat că după ce au eutanasiat și au făcut loc în adăpost, au mers chiar ieri și au capturat încă 6 câini, cel puțin de care știm noi.